Regiunea Parisului este în alertă din cauza ploilor puternice, care au făcut ca nivelul Senei să crească îngrijorător și să întârzie semnificativ pregătirile cu amenajarea fluviului pentru turiștii veniți la Euro 2016. 12 departamente franceze se află încă sub alertă de cod portocaliu de ploi și inundații, iar departamentul Seine-et-Marne sub alertă de cod roșu. Nivelul Senei a atins 6 metri vineri la amiază și ar putea ajunge până la 6,5 metri până spre seară. Franța a închis cel mai mare muzeu din lume, Louvre, din cauza inundațiilor. Circa 9200 de locuințe au rămas fără curent electric în zona Seine-et-Marne, 6400 în Essonne și 1100 în Yvelines. Furtunile violente, ploile puternice și viiturile au făcut numeroase victime în Franța în această perioadă. Un bărbat de 74 de ani a fost luat de ape în timp ce călărea. 8 copii și 3 adulți au fost loviți de fulger în parcul Monceau din Paris, 4 micuți fiind în stare gravă.